Candidatul PRM pentru primăria municipiului Constanța, Cristina Dincu, s-a întâlnit astăzi cu producătorii din piața Tomistrei. Comercianții și-au spus problemele și-au aflat totodată care sunt principalele puncte din programul candidatei pentru fotoliul de primar al Constanței. Trebuie promovate și femeile. De ce nu? O femeie nu poate să facă ce face un bărbat? Eu una am fost femeie și am făcut de toate. E foarte simpatică, drăguță. Reducerea taxelor, diminuarea prețului la produsele din piață prin desfacerea directă și nu prin intermediari sau sprijinirea micilor producători sunt câteva dintre principalele puncte aflate pe agenda candidatului PRM Cristina Dincu. Oamenii aceștia știu că pot să aibă încredere în mine și am venit să le demonstrez acest lucru. Este foarte important pentru fiecare dintre ei să știe că cineva se îngrijește de viața lor și până la urmă îi sprijină și în afacerea lor. Sunt singurul candidat care dorește să dezvolte micul întreprinzător. Candidatul PRM pentru primăria Constanța are alături o echipă de consilieri locali formată în mare parte din tineri.